Radio România Internațional. Muzică 100% cu Olivia Cristina Sima. Bun venit la Radio România Internațional. Cu mare bucurie pentru mine, un privilegiu de a vorbi cu Laura Tătulescu, o soprană frumoasă și extraordinar de talentată, cu o carieră splendidă în România și în afara României. Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult, Laura, că ai fost de acord. Ne povestești puțin despre această întâmplare cu Mihail Jora în ea, despre care te-ai declarat încântată că participi la ea. Foarte încântată. Eu pe oriunde am fost și pe toate scenele pe care am susținut recitaluri, la Carnegie Hall, în Bogota, Teatrul de Operă din Bogota, la Opera din Lille, la München, oriunde am avut recitaluri, am cântat Mihail Jora, muzică românească, pentru că după George Enescu a fost unul dintre cei mai valoroși compozitori pe care i-a dat țara românească și mi-am dorit ca pe oriunde m-am dus, sigur că Enescu este cunoscut în toată lumea, dar mi-am dorit ca și alți compozitori de mare valoare să-mi aduc un aport cât de minuscul interpretând aceste liduri de mare valoare, ca să le audă și ceilalți, și au fost de fiecare dată încântați. Publicul foarte, foarte bucuros să audă și altceva. Asta este foarte interesant, pentru că muzica românească sună altfel, categoric sună altfel, deși este tot în Europa și ea. Totuși, eu cred că ea are acest altceva, în primul rând, din folclor. Absolut. De asta le-a și numit cântece și nu liduri, ca să scoată în evidență caracterul românesc. A scris pe teme tradiționale, a scris cântece cu umor, cu ironie și are elemente melodice și ritmice specifice cântului popular. A scris pe versuri ale lui Arghezi, ale Marianei Dumitrescu, Bacovia, Eminescu. A fost foarte puternic influențat de muzica populară românească, pe care a iubit-o foarte mult. De altfel, mai toți marii noștri compozitori nu s-au putut ține departe de folclor, pentru că în primul rând era sângele și, în al doilea rând, diversitatea folclorului nostru, pentru că este o bogăție acolo. Absolut. Noi suntem români și avem o bogăție, avem o pleiadă de talent în țara noastră. Avem cu ce să ne mândrim. De ce să nu o facem? Prin muzica pe care o facem, prin arta căreia îi dăm viața. Este un lucru extraordinar și românii în toată lumea sunt recunoscuți pentru talentul lor, pentru muzica lor. Este peste tot o părere și o apreciere generală. Stefan Doniga îmi spunea puțin mai devreme că voi doi vă aflați la prima colaborare, că totul merge foarte bine și că își dorește să mai fie și altele. Care este părerea ta despre asta? Sunt total de acord cu el. I-am întâlnit numele de foarte multe ori. Cred că l-am zărit și pe băncile facultății când eram studentă. Dar mă bucur foarte, foarte tare acum să avem și ocazia să și cântăm împreună. Pentru că știu că face lucruri de mare valoare și îmi doresc să colaborez cu el și sunt convinsă că va fi una foarte reușită. Din toate multitudinile de scene pe care tu ai cântat, unde te-ai simțit cel mai bine și, de fapt, care este diferența dintre a cânta pe scene faimoase ale lumii și a cânta acasă, în România? Întotdeauna emoțiile sunt mult mai mari acasă. Întotdeauna. Pentru că vin de unde am plecat. Vin, nu de unde am plecat, dar de unde am început. Sunt oameni pe care îi cunosc, sunt oameni dragi, sunt profesorii aici. Și îmi doresc să, întotdeauna când vin acasă, peste tot și eu, pe oriunde m-am dus, dar când vin acasă este o emoție cu totul și cu totul deosebită și foarte puternică și o dorință și mai mare de a da tot ce am mai bun. M-ai întrebat unde m-am simțit cel mai bine. Nu scena mi-a dat senzația de bine suprem, nu mărimea scenei pe care am cântat. Mulțumesc lui Dumnezeu, am cântat pe scene mari. Dar pentru mine, oamenii pe care i-am întâlnit au făcut ca
scena respectivă sau locul respectiv, producția respectivă, să fie ceva cu totul și cu totul deosebit. Am cântat în Austria, eu mi-am început cariera la Wiener Staatsoper, dar am cântat în Austria și într-un alt teatru, la Klagenfurt. Am făcut o producție de Dialogul Carmelitelor, a lui Poulenc, pe care știm cu toții, premiera mondială a fost făcută de doamna Virginia Zeani, de extraordinara Virginia Zeani. Și oamenii pe care i-am întâlnit în această producție mi-au rămas prieteni și acum, după 7-8 ani de-au trecut de atunci. Este un lucru cu totul și cu totul deosebit să întâlnești oameni cu care să poți colabora, cu care să poți face artă. Fără ego, pur și simplu, toți sunt acolo pentru același scop. Să dea viață muzicii și să creeze ceva frumos împreună. Și lucrurile astea pe mine întotdeauna m-au făcut să mă simt cel mai bine, indiferent unde a fost. Până la urmă, oamenii vorbesc aceeași limbă în această situație. Trebuie să caute să o facă, pentru că de multe ori eu vin cu aportul meu, colegii mei vin cu aportul lor și iese ceva cu totul și cu totul deosebit. Dacă am alți colegi, se creează altceva. Important este să se creeze ceva în slujba muzicii și în slujba artei, în slujba libretului și să fie ceva cât mai frumos. Mulțumesc, Laura Tătulescu. Îți doresc din toată inima mea multă, multă sănătate. Doamne ajută, mulțumesc foarte mult. Mult succes la repetiții și mult spor cu bebelușul. Mulțumesc mult. Acum doarme, e liniștită. Tocmai am studiat și a fost numai bine, pentru că i-am tot timpul sarcinii, i-am cântat. Acum când îi cânt, stă liniștită din fericire. Este magie care... acolo cu cântatul. Cât are bebelușa? Are 2 luni și jumătate. Oh, multe înainte să crească sănătoasă. Doamne și ajută, e un miracol. Să aibă o viață superbă. Doamne ajută, este un într-adevăr un miracol. Mulțumesc mult încă o dată, Laura. Tot sporul și sănătatea să fie cu tine și cei dragi. Mulțumesc la fel, numai bine, mulțumesc mult. Am ascultat-o pe soprana Laura Tătulescu vorbind despre frumosul proiect Mihail Jora, Timpul care apropie.